Bine v-am găsit, oameni buni, ne jucăm Diplomacy is not an option, un joc tot în stilul ăla Settlement Survival, dar că ăsta e despre un rege care, mă rog, se cam plictisea și se bucură în momentul în care cineva îi atacă castelul și urmează, hai să facem tutorialul, să aflăm cum se joacă jocul ăsta. E o chestie de strategie aici și de tactică, de nebunii. Așa că hai să trecem la treabă și să vedem cum se joacă acest joc. Hai să trecem prin tutorial prima dată. Jocul ăsta urmează să apară, din ce înțeleg, anul viitor. Ceva de genul ăsta. Hold the mouse wheel and move your mouse to rotate the camera. Da, pe am făcut asta. Ah, ok. Ok, am înțeles. Sever, swordsmen and archers. Bun, hai să-i selectăm pe ăștia și cum îi trimitem la bătaie. Bun. Atacați pe domnii aceștia. You're under attack. Click right mouse button to order... Uite, hai, veniți înspre domnii ăștia. Aici, aici vreau să-i atacați pe ăștia. Cred că ăștia mă atacă, cred că ăștia să-i arăi. Urmează să se bată? Urmează să se bată, mamă, cum le-o dau ai mei. Ok, cast custom spell. Am spelluri? Am spelluri? Cum? You can also use magic. Without a noble, you can also cast attack nearest. Ah, uite aici. Mamă, am invocat niște nebunii de... Ok. Every day your citizens will consume food to avoid the famine. You're going to need food for... ok. Deci am nevoie de... ciocan, hârleț, casă. Yay! Bun. Acum sunt curios ce se întâmplă. Ăsta urmează să vină aici. Ăsta vine să-l construiască. Și urmează să-mi producă mâncare? Sau ce? Fisherman. Bun, trebuie să dăm click pe ciocan. Pe ăsta-l-alt și pe de-ăsta de fisherman. Stai că e noapte. Dar am nevoie de apă ca să pun fisherman-ul ăsta. Bun. Trebuie să fie lângă apă până la urmă. Da, are sens. Ok. Deci așa ne producem mâncare, așa ne consolidăm cum ar veni. Bun, stai că mai trebuie să construim ceva. Ce e asta? Un fel de porters. Astea trebuie să stea lângă fishermans. Ok. Bun. Arată interesant până acum. Jocul ăsta urmează să apară, by the way, undeva anul viitor. Ce jucăm noi e o variantă demo. Ok. Lumber mill. Ia să construim un lumber mill. Unde am eu chef? Hai să o construim aici. Oare tupele mele ce fac în tot timpul ăsta? Hai să le mutăm, dar uite-te că au și sunete, ele scot și sunete. Hai să-l pun pe ăsta să culeagă nebunile astea, bun. Lumber mill. Ar trebui să fie gata. Build another porter house. Ok, stai așa că... Unde-i porter house? Ăsta-i porter house? Și ce trebuie să fac? În primul rând stai să o construim. Fisherman, berry pick, nu. Porter house. Și aici, choose the preferable resource to deliver in at least one.
Ok, deci într-una dintre astea două trebuie să aleg tipul de resursă preferată. Dar nu-mi dau seama cum... Nu, ăsta e Lumber Mill-ul. Tipul de resursă, piatră. Ok, adum în mod special piatră. Cine? A murit ceva? Asta nu e ok. Cum facem să nu mai moară ceva? Deci trebuie să construiesc pentru mormântarea cuiva. Un grave diggers. Un de ăsta și trebuie să mai construiesc și un cimitir. Unde îl mai bag și pe ăla? Hai să-l tragem aici, cimitirul. Bine, sunt părți total opuse, dar... Na, ce era să... Bă, dar cum au leșinat toți trei deodată în același loc. Și mai și put aici, că efectiv iese miros de ăsta urât din ei. Asta nu e ok. Ok. Bine. Stai că urmează șef aici să construiască treaba asta. Nu înțeleg de ce e un loading și de la verde și de la albastru. Nu înțeleg diferența dintre ele două. Bun, trebuie să construiesc două case acum. O casă aici și o casă aici. De ce să ne complicăm? A venit noaptea. Fii atent că din unghiul ăsta avem și iarbă. De aici nu. De aici da. Arată chiar drăguț cum construiește domnul acesta casă. Îmi place. Până aici îmi place. Sunt curios când urmează să trecem la treabă. Încă suntem în tutorial, by the way, guys. Bun, o să dureze ceva până termin asta casa. O să dureze ceva. Bun. A, uite că îi aduce pe morți la cimitir. Cât de tare. De ce mă bucur așa de treaba asta? Ca și cum... Wow, cât de cool e asta. Nu știu. Nu cred că ar trebui să fiu bucuros de treaba, dar mi s-a părut interesant. Na. Bine că n-am zis. Oh, îi aduce pe morți la cimitir. Cât de drăgu. Bine. Builder's house. The first reveal so... Ok. Builder... Stai, ceva n-am făcut bine. Builder house. Asta e casa ăluia care construiește case. Gen. Deci, dacă avem un de ăsta care construiește case în sat, înseamnă că casele se vor construi mai repede, da? Dacă îl avem pe șeful la case. Aici. Ok. Bun, hai că e gata căsuța lui. Turn on the auto repair mode. Da, nu-mi dau seama de unde. Asta, ok. Start the research. Nice. Stainwood. Not enough, not enough. Deci pentru absolut orice eu n-am enough ceva. Opa. My lord, I have to warn you. An unknown disease has found its Trebuie să first construiesc victim among un your spital. citizens. Spital, avem nevoie de spital. N-am suficient lemn. Cum fac rost de lemn pentru spital? Prieteni. Build. Gata, acum am suficient lemn pentru... Bă, ai ce urât l-am construit, măi. Fix aici, în bucata asta. De unde îmi dau seama cât lemn am? A, uite aici. Nu, ăștia sunt oameni. Trește din 42. Ok. Lemnul. A, uite-l aici. 2. Nu știu cum aș putea să cresc treaba asta cu lemnul. Să am mai mult lemn. Dar nu sunt foarte mulți copaci aici pe care îi pot tăia ca să defrișez nebunia asta. Adică, ok, tai azi, dar mâine iar nu mai am lemn, așa că nu mi se pare neapărat o rezolvare a problemei mele.
Bun. Trebuie să construim barci. N-am lemn. Bun. Hai să... Vreau să sar peste acest tutorial. Pentru că n-am lemn și o să dureze foarte mult și... Dar nu let's learn. Mai. 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 Demo. I think I'll pass. Așa, hai că am învățat până ni se adună și ăla. Ok, hai să ne apucăm să construim. Ne trebuie o casă. Ne trebuie berry pickers. Ne trebuie fisherman 2. Ne trebuie porter house. My lord, this time we don't have a chance, but the longer we stand, the more mongrels we will kill. Mă, ăștia au venit deja să mă atace? Stai așa. De unde construiesc oameni? Barăci. Hai să construi niște barăci, dar mie-mi trebuie niște oameni, măi. Ah, ok. Se construiesc oamenii acolo. Ăștia par a fi dușmani. Nu, ăștia par a fi de-ai mei. Ok, deci avem o mini armată. Bun, am pus prea multe chestii să se construiască deodată și asta e o problemă momentan. Pentru că... stai că eu am și un de ăsta, de summon. Da, nu-i summonăm decât când avem nevoie de armată. Bun. Hai să facă fisherman astea. Aici avem o casă. Câți oameni avem? 19 din 36. 8 oameni vin în fiecare zi. 19 per day. Bun, o să am nevoie de chestii legate de mâncare. Bun, am nevoie de un lumber mill pentru lemn. Și ce putem să mai construim? Mi-ar trebui un spital mie, dar de unde? Lemn. Bun, n-avem lemn momentan. Dai că se ocupă băieții, deci ce avem aici? Astea sunt construite. Mai trebuie să construim aceste barăci. Care o să ne antreneze și o să ne producă cât mai mult de asta, cum mi se zice, cât mai mult soldați, măi. Opa, s-a întunecat. Ah! Ce mă enervează când cineva trimite un mesaj, după aia mai trimite unul și mai trimite unul și mai trimite unul. Mi-ajunge un mesaj, trimite 17, dar și eu sunt genul de om care trimite mai multe mesaje deodată. Bun, deci avem un constructor, doi pescari, doi pozi, deci doar 9 oameni avem în armată. Urmează să mai vină 8 oameni. Păi ce faceți? Faceți dragoste între voi, nebunilor. Nu stați. No place for food supplies. Îmi trebuie un place pentru food supplies. Dar nu știu unde să o pun. No. Stai. Mă, și-am făcut tutorialul ăla. Storage. Hai să mai facem un porter house de ăsta. Ăsta ne... Ne ascunde alea grânar. Îmi trebuie un grânar. Ok. Pentru asta o să am nevoie de piatră. Deci dacă am nevoie de piatră, am nevoie de un stone mine. Trebuie să fac un stone mine, îmi trebuie 15 lemn. Momentan am 5 lemn. Astea-s gata. Am nevoie de 5 lemn. Am nevoie de 15 lemn ca să fac un stone mine, că am nevoie de stone mine ca să fac grânar.
Să sperăm că nu o să mă atace în curând dușmanii, pentru că nu-i bine să te atace în curând dușmanii. Hai băieții, ocupați-vă mai repede cu nebunile astea, știu că trebuie să fac un stone mine. Hai că am doar 5 lemn. Ce se mai construiește? Aud că se construiește ceva. Doar aici ar trebui să mai fie... Cineva taie lemne pe aici în pădure. Bun, hai cu lemne. Bun, asta e construită. Eu chiar am nevoie de un lemn. Am nevoie de lemn. 6 lemn. Ha, o să dureze o veșnicie. Mișcați-vă mai repede, prieteni. Hai, am 8 lemn. Hai că nu ne lăsăm. Am nevoie de stone mine. Am 10 lemn. Hai că am nevoie de piatră. Stai, mai verific. Să fiu sigur. Deci grânarul are nevoie de 5 piatră. Bun. Storage. Ah, dar merge și numai 2 lemn de ăla. Da, e totuși, oricum avem nevoie de stone mine. Bun, 14 lemn. Hai, 15 lemn. Bun, am făcut stone mine. Și o să avem nevoie atunci de grânar. Population, nu. Bun. Cât avem? Avem 7 lemn. Și ne mai trebuie... ce-s astea? Momentan eu n-am de astea. Mi-ar trebui și spital. Dar întâi să ne ocupăm de grânar. Am nevoie de grânarul ăla. Grânar, 30 lemn, 5 piatră. Da, cu cât ai mai multe lumber mill, cu atât faci mai mult lemn? Nu știu, da, sunt atacat. Din ce direcție? Sunt atacat de undeva. Ăștia mă atacă, nu, ăștia lucrează. Ăștia stau acolo cu minți. Bun, eu mai am nevoie de... Ha, mă, cu piatra aia, mișcați-vă. Hai că am nevoie de 5 piatră. Ce sunteți așa fătălăi? Mișcați-vă un pic. Build. Am nevoie de grânarul ăla. Stai că nu mai știu unde intram. Ar merge și grânar, dar și storage de 20 lemn. Asta. O să vină să mă atace cineva. Swordsman. Hai să producem 3 de ăștia. Să ne ia din oameni, dar n-avem ce să facem. Să sperăm că ne descurcăm cu ce avem. Bun, până ăla ne produce piatră, noi chiar trebuie să construim un grânar. Așa că o să pun un storage de ăsta normal până produce la piatră, pentru că n-am ce să fac. Nu pot să stau după el. Bun. Ce-i? Care-i problema? No place for food supplies. But food protection building. Nowhere to store fresh food supplies. Deci neapărat mi-ar fi trebuit grânarul ăla. Dar ăștia nu produc piatră, fătălăi. Am nevoie de piatră aia, sunt disperat după piatră. Într-un minut și 18 secunde voi fi atacat din această direcție. Și aia mei nu produc piatră. Bun. Am piatră? N-am piatră. Normal că n-am piatră. Vine noaptea, într-un minut urmează să fiu atacat. Dar ăștia
soldații care sunt fătați din barăci, unde apar? Că nu-i văd. Nu prea. Open all gates, close all gates. Dar n-am grânar. Store mine storage is full. Opa, stai așa că aici avem o problemă. Ăla mi-a produs ceva, dar cred că eu mai trebuie să construiesc ceva ca să mute chestia aia de acolo. Fii atent! Păi și cum mut piat? Aoleo! Mă atacă. De unde mă atacă? Eu n-am apucat să procesez piatra și nu știu unde mi-s noi soldați fătați. De unde o să vină dușmanii? De unde o să vină dușmanii oare? Sunteți pregătiți, prieteni, pentru un atac? Vin dușmanii. Îi simțiți? Vin. Dar cum mutăm noi piatra aia dintr-o parte în alta? Resurse. Nu, îmi trebuie ceva să mute piatra dintr-o... Aaaa, uite că îmi trebuia o de asta care să încare resurse, îmi trebuie porters de astea să încare resursele dintr-o parte în alta. Asta e șmecheria. Bun. Stai așa. Să sumonăm și niște de ăștia puternici. Și să sperăm că îi batem. Nu știu cum. Văd că verzi la putere. Cred că am câștigat. Cred că am câștigat de... Am câștigat prima bătălie, prieteni. Oh, stai că ăștia mai vin. Hai, 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 hai. Au case aici, au o bază militară. Dar îi învingem. Între timp, după ce mi-am construit Porter House-ul, văd că pot în sfârșit să-mi construiesc un grânar. Altă viață. Bun, au câștigat băieții. Au câștigat băieții. O să am nevoie de un house nou și de un spital la un moment dat. Spital. Opa. Prieteni. Stai că mai sunt dușmani aici. Nu, aici, 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 aici. Ne atacă din partea cealaltă. Oh. Luăm bătaie sau câștigăm? Stai că nu-mi dau seama. Suntem atacați din mai multe părți. Iar eu am de gând să mai construiesc un grânar cu această ocazie. Suntem atacați aici. Oh. Aici este nevoie de soldați. Ok. Oh, au expirat cele 2 minute în care au dispărut soldații aia șmecheri plătiți. Nu prea mai am eu soldați. Voi ăștia care sunteți, puțini ăștia. Haideți că e nasoală treaba. Hai. Hai să mai sumonăm niște de ăștia. Poate, poate. Ăștia cred că salsa. Nu știu dacă neapărat trebuia să mă bat cu ei. Avem șanse să-i batem, că nu-mi dau seama. Teoretic avem niște soldați aici, dar nu prea mai avem oameni. Eu n-am oameni pe care să-i recrutez pentru următoarele bătălii.
Dar dacă distrug acest sat, armata mea, veniți aici, prieteni, că oai cât sus aici. Noroc cu puterile acestea. Hai să mai chemăm niște de ăsta. Hai să cucerim practic satul ăsta. Le furăm resursele și nu, cred că iau bătaie. Cred că nu mi-am calculat bine. Hai să-i băgăm acolo la grămadă. Văd că îmi trebuie pietre de alea ca să sumonez armata de asta nouă. Momentan pare că batem la ei. Nu mai au de unde să aducă soldați noi. Dar parcă un pic mi-o șifur. Numai să nu expire alea 2 minute. Dați mai repede că practic eu numai soldați de invocați pentru 2 minute. Alții n-am. Cred că iau bătaie. Mă taim un pic. Sau? Nu, cam luăm bătaie. Nu-mi dau seama. Bă, da, atacați-i pe ăștia. Lăsați casele alea. Stai că mai au un singur soldat mai au. Eu mai am 3 și ar fi bine să le distrug toată nebunia asta. Până... nu, expiră alea 2 minute. Fii atent cum a apărut un sătean. Ăsta e un rebel. Ola-i, tati. Hai să le distrugem tot. Bun. Hai să vedem ce mai trebuie noi să... nowhere to store food, fresh supplies. Resurse. Grânar. Mai faceți 2 grânare. Hai. Bun, și-mi trebuie... Berry Pick House. Nu Berry Pick House. De-aia-s Porter House. My lord, the pigeon has a... iar o să mă atace alții. Dar pentru alții nu mai am armată. O să mă distrugă. Nu mai am oameni. Not enough, nu mai am oameni. O să mor, cel mai probabil. O să fie greu, guys. Dar pare super mișto jocul ăsta. Deci dacă vreți să-l încercați, o să îl găsiți. O să-l găsiți pe Steam, o să ne oprim aici. Diplomacy is not an option. Varianta demo e momentan. Urmează la un moment dat să iasă. Încă nu știu exact când. Dar mai durează ceva. Deci dacă vreți neapărat să încercați jocul ăsta, mi se pare super mișto. Și sincer aștept să iasă, pentru că pare un joc chiar drăguțel. Așteptările voastre în comentarii. Mare, mare like. Dați-mi un subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Și ne vedem data viitoare. Eu am fost Paul. Numai bine. Pa, pa!